împreună cu Primăria Municipiului Buzău și Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman, am pregătit două evenimente. Odată, un atelier pentru copii de creație din produse reciclate, din care ei învață că orice se poate refolosi și că nimic nu se aruncă la gunoi. Un lucru aparent inutil poate căpăta o viață nouă prin imaginație. Totodată, astăzi inaugurăm și Cineparcul. Este primul cinematograf în aer liber din Buzău, un proiect de educație prin film despre mediu și despre cultură în general.